Împlinirea 420 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Mihai Viteazu a fost comemorată și la Sibiu, la monumentul închinat luptei de la Șelimbăr. Cu această ocazie, flacăra purtată de olimpicii români s-a transformat în flacăra Unirii. Pentru a marca evenimentul a fost organizat un pelerinaj, iar Șelimbărul nu putea să lipsească de pe harta celor mai importante lupte purtate de Mihai Viteazu. Această flacără a ars neîntrerupt. Această torță este flacăra olimpică a României, este torța pe care o poartă sportivii ce reprezintă România peste tot în lume. La eveniment au participat 10 de copii din ciclul gimnazial, care au avut parte de o adevărată lecție de istorie. S-au intonat și cântece patriotice care au adus aminte de actele de vitejie a marilor conducători români. Hai române, haide, nu mai sta, viața nu-i de stat, că e doar una. Numai prin unire noi vom rezista, haideți așadar să ne dăm mâna.